numai bisericii, pot spune orice de biserică. Și nimeni nu le zice nimic, pentru că noi asta e trenul, asta e mișcarea, trebuie să dăm în biserică. Noi nu suntem cu biserică. Dar dacă biserica rostește niște nume aflate în politică, automat ești acuzat. Cum ți-ai permis să faci politică în biserică? Ce părere aveți de lucrul acesta? Alții să dea cu noi, iar noi să stăm liniștiți și să-ți fie frică sau să nu poți să răspești un cuvânt. Exact. Președintele României nu a fost de acord cu această lege ca în Constituție să se scrie că o familie se formează într-un bărbat și o femeie și a reprimis legea care nu se știe când faci politică în biserică. Care nu se știe cum ajută această speță și la comunitate cum se tot tăimerează. Cum putem lucra noi împotriva acestei învățături neexistențiale? Că și până la urmă ne afectează pe noi toți. În primul rând, educația pe care o dăm noi copiilor și nepoților. Educație pe care o dăm în familie, dar educația religioasă este bună și dacă este însoțită de venirea acelui minț, acelui până la biserică. Este foarte bine că le spunem copilul acasă de Dumnezeu, dar trebuie să le aducem și aici. Este ca și cum am vorbit cuiva, că nu este foarte am vorbit de bucătăria din colț și ce frumos miroase și ce pâine se face acolo, dar unii la Dumnezeu și a pâine. Cam aceasta ar fi comparația să vorbim despre Dumnezeu la acasă, dar să nu-l aducem și la biserică. În momentul în care nu vom reuși să insultăm acest duh creștinesc copiilor și nepoților noștri, vom fi o națiune de el. Există un Consiliu Național de Discriminare, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a fost dat în judecată, s-a făcut plângere la acest Consiliu de Disciplinare, pentru că a folosit bărbați și femei într-un comunicat oficial al Bisericii Ortodoxe. Ca să vedeți până unde se ajunge, până unde se merge în România. Mă crezi în România? În România, zilele noastre, până unde se poate merge. 2 minute, vă mai rețin și atât. Trebuie să ținem cu dinții de credința noastră. Trebuie să ținem cu dinții de biserică. Trebuie să ținem cu dinții de tradiția pe care o avem. De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că deja în Europa Occidentală s-a ajuns ca să nu mai fie considerată crimă dacă îți omori copilul până în vârstă de 2 ani. Da? Închinați-vă! Dacă un copil nu corespunde cerințelor, dacă cercetătorii consideră că are o boală care va necesita mult tratament, dacă are o boală care va închina să trăiască normal, până la vârsta de 2 ani nu este considerată copil. Exact. Asta e pericolul care ne pași. Unde vom ajunge? Iar acesta este primul test al nostru. Primul test pe care trebuie să-l dăm. Să urmăm și să împlinim totodată porunca lui Dumnezeu dată de Adam și Eva în Rai, și anume creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Să fiți sănătoși, Doamne!